Mă, ce murea de sete? Da, mă, mică. Ce a făcut? Ce a lăsat vaca și a fugit. Păi ce și cine l-a vred aici? Păi cine, uite, trece mașina și de peste ea. Ai, că nu. Și mi-a moară animalul. N-ai văzut că era pe margine? Păi era, mamă, dar ce e? Păi vaca stă numai pe margine acolo, stă vaca? Ce, nu poate să treacă și în partea salantă? Era lene să vie să o bage în curte, să o lege acolo la locul ei? Lasă, mamă, că vorbesc eu cu ea. Trage de ea, mamă, trage. Trag, mamă, trag. Așa, mamă, hai. Nemulțumită de felul în care evoluează lucrurile, Tanța îi sună ea însăși pe Alin Popescu și Mariana Petre. În dimineața zilei următoare, specialiștii noștri fac o nouă vizită în curtea femeii. Hai, poftiți, veniți încoace. Hai, să vedem. Săuna! Bună ziua! Bună ziua! V-am chemat că nu sunt mulțumită din cauza la fata asta ce i-ați dat, ea n-a respectat în definitiv nimic. De fapt, Tanța nu are o problemă cu regimul Anei, ci cu disponibilitatea ei pentru munca specifică vieții de la țară. Asta e viață? Deci masătura nu mai rezist, sincer. Nu e de mine treaba de a merge cu vaca, a plimba cu raba cocenii de colo-colo, a merge la porc. Bine că nu mă pui să o și mulg pe vacă. Păi o să vină momentul în care... Dar de ce crezi că am înnebunit? Deci nu mai rezist, nu mai pot, am făcut tot ce am putut, nu mai pot... Lamentările Anei sunt întrerupte de cele ale Tanței, care îi aduce după ea și pe cei doi specialiști. Uitați-vă, domnul doctor, uitați-i cum stă. Ziceți că să nu, că de ce-i pui la muncă. Păi sunt și ei tineri. Păi e tineri, mai înțeleg că e tineri, dar ei, nu vedeți că ei nu mă ajută cu nimica? Păi, doamne, ce vreți să facem acum? A fost ora prânzului, acum e cu la coadă. Eu stau cu bătătură, iar tu stai în casă cu ochii la televizor. Păi și atâtea zile pe om, doamnă, cât pe om să păi da, dar uite cum e mâinile mele și cum e alitele. De ce? Că păi dacă nu muncești, pune mâna și muncești să vezi cum să ține o casă. Eu de ce am muncit și am făcut casa asta? Doamne, eu sunt de la ora, am făcut-o să ajung cu mâinile negre, pline de noroi. V-am zis eu, domnul doctor, că nu face nimic. Din păcate, Ana e crescută în oraș. Asta uitați dumneavoastră. Trebuie să muncească, dar ea nu muncește. Nu muncește că nu-i place și el putare. Nu-i place munca. Dar poate îi place altfel de muncă. Eu, de exemplu, o văd pe Ana mai degrabă la oraș decât la țară. Această perspectivă chiar îi surâde Tanței. În definitiv, scopul ei era exact să scape de Ana. Doar că Ana, dacă pleacă, s-ar putea să nu plece singură. Mamă, dacă pleacă, i-am plecat și eu. Păi cum să plec, mamă? Eu pentru cine am muncit? Nu știu, eu ți-am pentru spus. Pentru cine m-am zbătut eu, mamă? Nu pentru tine! Nu pentru tine să te am și eu la bătrânețe. Ba da, dar eu vreau să stau cu ea. Eu vreau să stau cu ea în casă. Eu știu să vrei să stai cu ea. Dar ce nu mai e fete, mamă, dacă ea nu vrea să facă treabă? Păi dacă vrea să stea cu mine, cum să mai fie fete? Păi e fete, mamă, e fete. Dacă tu nu vrei să faci treabă. De-aia l-am făcut, să mă ajute la bătrânețe și pe mine. L-am așteptat cât el a fost plecat în străinătate, da? Dar de două ori lui m-am îngrășat și toate chestiile astea. Pentru ce? Că acum dumneavoastră să veniți să ne despărțiți? Eu nu te despărțesc, dar dă-te după mine, mămică! Tu de când ai venit n-ai făcut nimic. Ție nu-ți place să muncești. Am dat apă la porci, am cărat coceni, am fost cu vaca. Aceasta nu e muncă? Păi, muncă, domnul doctor! Spuneți dumneavoastră aia e muncă? Eu păi, mă duc la sapă! Mă duc în... Rânez la vaci, rânez la porci. Doamnă dragă, nu vă supărați că vă spun, dar nu comparați dumneavoastră care de 50 de ani face zucul ăsta și v-a intrat în sânge cu ea care e de 5 săptămâni aici. Nu se poate compara. Face și ea ce poate. Oricum, nu vă supărați pe mine, dar eu o văd de oraș. Uitați-vă un pic la mă, dar ești uitați-vă de asta. Asta e diferența. Păi vede păi da, se vede, muncește, da, se dar vede. Ea nu vrea să facă a muncit, uitați, întrebați și pe muncește Fiorenta, și ea încet, așa, încet, încet, băgați-o mai mult prin bucătărie, lăsați-o să mai șteagă pe aici aproape. Și prin n-are față de graj, de dar la puș, n-are ritmul ăsta. Nu-i place munca, domnul doctor. Nu că nu mai, că nu-i place munca, nu așa ceva. Eu să mă ierte dumneavoastră, dar văd poziții ireconciliabile. Dumneavoastră să fie cea mai tare în gospodărie, ea cu obișnuințe ei greu o schimb și săracul ăsta micu-i prins între ciocan și domnul doctor, Nicovara. Ce vreau să vă spun? Noi muncim. Uitați, ce domnul face? Doctor, că te dă zlav. Uitați-l. Doamnă, dar vedeți că până sunt și fiul dumneavoastră. Și cum e ea și cum e el. E diferență de păi... dacă a crescut aici și a fost într-anumit rit, normal că arată altfel. Dar nu puteți să obțineți peste noapte și de la fata asta.
N-aveți cum. Da, mamă, faci ce vrei. Ți alegi ce vrei tu și cum crezi tu, eu v-am lăsat și am plecat. Să știți. Faceți ce vreți voi și cum credeți voi că e mai bine. În mod evident, o hotărâre trebuie luată. Viorel privește cu speranță spre Alin Popescu. Ce facem, domnul doctor? Că eu nu vreau să o pierd. Ca să vă ofer o soluție, am nevoie de niște răspunsuri rapide. Unde credeți că veți sta în continuare? Aici. Ana? Aici, dar fără să muncesc. Deci crezi că vei rămâne la țară, dar stând toată ziua, deci ne lucrând în gospodărie. Exact. Bun. În condițiile astea, modificăm un pic dieta în sensul de a o face mai restrictivă, undeva la 1200-1250 de calorii pe zi. Păi și nu o să-mi fie foame. Păi dacă nu face foame, nu te mai cerți cu nimeni, stai liniștită, mănânci din 3 într-o ore câte ceva, bei apă, bei ceai neîndulcit, între și astea. Te gândești numai la cearta cu soacra. Și îți sugerez să dezvolți, ajutată de Viorel, exerciții fizice care îți plac. Acestea fiind spuse, specialiștii pleacă, lăsându-i pe tineri să aleagă ce e mai bine pentru ei. Ana vrea cu tot din adinsul să fie bine, așa că respectă dieta prescrisă cu atâta strictețe, încât și Viorel este impresionat. Ce faci? Bine, fac de mâncare. Păi doar atâta mănânci? Da, atâta. Păi dacă atâta mi s-a dat. Ție chiar nu ți-e foame? Normal că mi-e foame, dar dacă atât am drept, atât mănânc. Tu te-mi frigider și azi de mănânci. Nu, am zis că nu iau nimic și cu asta basta. Dacă tu crezi că o să te saturi din salate... Nu, nu o să mă satur, dar și ceva m-a sătuat de probleme, nu mai vreau să am nicio problemă și cu mama ta, nici cu nimeni. Nu e nici mama, du-te și da, ia-ți că sunt decât eu. Da, nu este și după aceea, dacă nu slăbesc, să se-i cheme iar și n-am chef. Hai mă, că o felie de ceva nu se simte. Nu, mai nu, e ok. Nu, eu vreau să slăbești, dar nu, nici chiar așa, tu vrei să te îmbolnăvești? Din prima, așa, dintr-o dată, tu vrei să slăbești, nu? Am convenit că renunțăm la efort și mănânc mai puțin. Asta fac și așa voi slăbi, da? Sunt tare curioasă să văd dacă o să fie mulțumită acum mama ta. Ea e mulțumită dacă faci treabă, n-ai văzut cum e? Nu trebuie să te înfometezi acum. Treaba din curte nu-i pentru mine. Și pentru că tot se vorbea despre mulțumirea mamei, iată că apare din nou Maria, mama Anei. Să vedem cât de împăcată va fi ea cu regimul fetei. Bună, ce faceți, mamică? Bună, mami, bine, tu? Hai să te văd, mămică. Hai, ia loc. Aici ce se numește aici, mama? Masa mea de seară, mamă. Cum, mămică? Tu roșii mănânci? Mai mamă, mă. Da, mamă. Roșii doamne, cu sare. Mai ce-au, doamnă, că sunt din grădină. Ce-au păi roșii? Da, da, o fire din grădină, dar roșii cu sare. La mine acasă așa mâncai, mamă? Nu, mamă. Vă spuneam salata în față, ia mamă și mănâncă, nu? Da, bineînțeles. Ana, te rog foarte frumos, acum în momentul de față, îți faci bagajul și acasă cu tine. Gata, mamă, nu plec. Numai, nici nu se mai poate discuta, gata, acasă. Maria poate fi foarte convingătoare, iar Ana, înfometată și umilită, începe să creadă că poate mama ei are dreptate. Viorel privește uimit cât de ușor se poate schimba o hotărâre pe care el o credea de nezdruncinat. Ce faci, Ana? Da. Tu chiar vrei să pleci? Acasă cu mine, hai! Hai că te da, Viorel, mama are dreptate! Da, deci m-am săturat, nu mai pot. Mi-ai promis ceva, am găsit aici altceva. Mai umili și tu și maică-ta și te-ai toată lumea m-a umilit în familia asta. Deci toată lumea, deci da? Eu te-am umilit, nu? Da, și tu. Mi-ai promis că o să am condiții ca la bloc. Și ce? Când mă plângeam că mă pune maică-ta să fac, nu știu, tu ce-ai făcut? Lasă Ana, lasă Ana, lasă Ana. Dar de ce mereu Ana să lase? De ce? Am fost la muncă în străinătate? Ca așa să ridic și? O casă pentru noi? Da, și ai ridicat-o la mătă în curte. Păi și unde vrei să ridic? În București? Aveam eu bani să ridic casă în București? Cu banii care dădeam pe teren nu mai făceam casă, nu? Luam terenul și unde stăteam? Bun, și atunci de ce nu mi-e partea în fața mamei tale și nu știi decât tot de mine să te iei? Dar mereu ți-am la partea. Dar ce vei, trebuie să o înțeleg și pe ea. Atunci? Și pe mine nu mă înțelegi niciodată? Vezi, mamă? Vezi, mamă, că el ține tot cu mama lui, cu părinții lui, mamă? Îți convine? Ana! M-ai dezamăgit complet. Da? Atunci gata. Nu spunem ce alegi tu. Stai cu mine sau te duci cu mama ta? Plec cu mama. Hei, tu rămâi cu mama ta și fata mea merge acasă. Gata. Am plecat, la revedere. Rămâi cu maică ta. Cu siguranță că aceasta este o piatră de încercare pentru relația celor doi. Poate o vor trece, poate nu. Cert este faptul că ei vor trebui să iau o hotărâre singuri sau cel puțin fără a le implica pe mame. Cum se poate ca un bărbat însurat și cu doi copii să se culce cu o cotărâtură?
stai cu grasa aia în continuare și mie îmi spui că mă iubești. Eu sunt tânără, îți plac, nu te... Dar doar în particular să nu știe nimeni. Ți-e rușine cu mine sau care-i problema? Măi, femeie, măi, uită-te la tine, uită-te în oglindă. Ești cât casa poporului, Neghi. Mai bine omul ăla când ajunge acasă gândesc.